Continuăm această ediție, suntem în data de 26 aprilie, iar asta înseamnă că e Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale. Fiecare ediție vine și cu un generic, iar ediția din 2023 este dedicată femeilor. Dacă e să fiu mai exact, atunci sună în felul următor. Femeile și proprietatea intelectuală, accelerarea inovării și creativității. În această dimineață avem deosebită plăcere să discutăm cu directorul general AGP, Eugeniu Rusu. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața! Bine te-am găsit. Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația noastră. O zi importantă pentru AGP, pentru lumea proprietății intelectuale. Vreau să ne spui în primul rând cum te simți în poziția asta de a gestiona, de a conduce o astfel de instituție importantă pentru țara noastră. E responsabilitate mare. Într-adevăr, este un oficiu care, bun, reprezintă proprietatea intelectuală atât la nivel național cât și la nivel internațional. Cumva oficiu este și fața Republicii Moldova peste hotare. Iar simțurile sunt pozitive, așa, așa fel încât, mai ales că am colegi care putem să facem față tuturor provocărilor. Asta mă încurajează și mai mult, în așa fel încât putem să mergem înainte cu brio și în special, mai ales cu targetul care a fost dat de către doamna președintă, ca până în 2030 să fim partea Uniunii Europene. Da, într-adevăr, este și un proces foarte complicat, iar proprietatea intelectuală reprezintă o verigă importantă pentru a face parte din această comunitate europeană. În general, AGP-ul ca și funcționare, ca și funcționalitate a apărut odată cu independența Republicii Moldova și între timp a și evoluat foarte mult. Vreau să-mi spui, în ultima perioadă, aveți ceva rezultate pe care să le cunoască și cei de acasă? Cu siguranță avem adoptat o nouă lege a drepturilor de autor și conexe, a fost publicată anul trecut în septembrie și urmează deja să o punem în aplicare, să vedem cum o să meargă treburile și eventual să aducem careva completări, modificări, ținând cont că legea dată transpune parțial unele directive, așa, europene, motiv pentru care deja suntem în proces de a completa această lege cu directiva Uniunii Europene cu opere orfane. Un alt eveniment important pentru AGP este că am fost invitat să fim parte a Convenției de brevetare a europeană, la OEB. Și un alt aspect, suntem observatori la Oficiul Uniunii Europene de Proprietate Intelectuală. Tot este inedit. Am participat pentru prima dată la Consiliul de Administrare a OEB, ceea ce tot este pentru prima dată pentru AGP. Și foarte curând depunem ca cumva efortul maxim ca să fim și membri a Consiliului de Administrare a OEB. Totodată am adoptat câteva modificări la legea cu privire la invenții și în special ceea ce ține de licențele obligatorii. Sunt niște flexibilități a acordului TRIPS, dar și excepția bolară. Mulți pași ați întreprins de când nu ne-am întâlnit. Da, hai să vorbim acum și despre forța gravitațională a societății, despre noi femeile, că nouă ne place să ne lăudăm și să fim lăudate. Acest an este dedicat femeilor, această zi, de fapt. Într-adevăr, femeile și implicarea lor accelerează creativitatea în societate? Sunt sigur că este o verigă importantă în toate domeniile, în special ceea ce ține de cercetare. De curând am făcut un webinar împreună cu ODA, destinat pentru femeile din business, în care am ținut mai multe prezentări în ceea ce ține de importanța proprietății intelectuale în afaceri. Totodată aș vrea să menționez că o bună parte din invenții sunt și a femeilor și vreau să remarc aici pe doamna Olga Kovaliova, care are peste 250 de invenții și a fost una dintre cele care a fost laureată cu medalia de aur a Organizației Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală în 1999. 200 de invenții, da, e specializat în chimie, mai chimie, da? Da, preponderent în chimie. Lista poate continua, cu siguranță. Cu siguranță. Sunt multe invenții, patente. Sunt foarte multe invenții, mai ales că dacă o să fim parte a OEB,
toate invențiile care vor fi brevetate prin intermediul OEB vor fi protejate și pe teritoriul și Moldova. Interesant. Ai, apropo, și femei multe în colectiv. Îmi dau seama că sunt și multe femei inteligente care ajută în buna funcționare a GP. Cum e să lucrezi cu ele? Ce înveți de la ele? Suntem o echipă unită și ne place ca să fim un model pentru instituții, în așa fel încât toate termenele care sunt date pentru AGP să fie respectate sau chiar să le dăm din timp, în așa fel încât cei care urmează să examineze să aibă mai mult timp în vederea examinării, mai ales că este un domeniu specific și nu tuturor li se dă ușor în a înțelege toate obiectele de proprietate intelectuală. Dar, într-adevăr, avem un colectiv mai mult de femei și să spun că am o reticență în înțelegeri, nu? Avem o bună împăcare. Frumos! Și avem, cum am și menționat mai înainte, rezultate frumoase împreună făcute cu toți colegii din AGP. Dacă e să vorbim despre proprietatea intelectuală în raport cu responsabilitatea, sunt femeile mai responsabile decât bărbații sau viceversa sau în egală măsură? Mă refer aici la înregistrarea mărcilor comerciale, la înregistrarea invențiilor, dacă țin cont în general de toți acești parametri. Acum noi luptăm pentru egalitate de drepturi și nu am să fac o diferență între femei sau bărbați. Cred că stă la baza de conștientizare sau importanța de a înregistra un obiect al proprietății intelectuale cât de dedicat ești acele afaceri sau acele invenții, în așa fel încât ulterior să te poți mândri și eventual să nu ai careva pierderi prin inacțiunea dată. Spuneai și despre un webinar pe care l-ați organizat împreună cu cei de la ODA pentru importanța proprietății intelectuale în afaceri. Ce-ar fi să ne oferi și nouă câteva detalii cheie de ce ar trebui să țină cont femeile în procesul de înregistrare? Ce ar trebui să știe despre proprietatea intelectuală? Este un element esențial pentru o afacere, atât timp și mai ales atunci când se observă că acea afacere este una de succes. Pentru că acea bună credință în Republica Moldova cumva nu este la acel nivel încât să nu preia un business sau să se remarcheze cu un alt semn, cu o altă marcă. Și în momentul în care nu ai înregistrat un obiect al proprietății intelectuale, este foarte ușor să-l furi. Pentru că este un fur de proprietate intelectuală și ulterior, ca să îți revii, fie că mergi în instanță pentru a-ți demonstra și a invoca rea credința acelei persoane, dar asta durează, sau poți un alt mod să faci un rebranding, să-ți faci o altă imagine și ulterior deja nu mai calci pe aceeași greblă, vii la AGP, înregistrezi marca. Apropo, furtul de proprietate intelectuală reprezintă o infracțiune și e destul de întâlnită, de răspândită în întreaga lume, inclusiv în Republica Moldova. Da, nu suntem o excepție. Nu suntem o excepție. Din păcate, poate că ar fi frumos să nu avem parte de astfel de inconveniențe. Sunt și la cele mai dezvoltate state, așa că nu este o jenă ca să recunoaștem că sunt astfel de infracțiuni. Contează ca să fie soluționate și aduse la cunoștința publicului pentru a nu se mai face astfel de infracțiuni. Ce înregistrăm la AGP? Vorbim aici de logo, de slogan, de brand, de o poezie. Ce înregistrăm acolo? Proprietatea intelectuală se împarte în două mari ramuri. Prima ramură fiind dreptul de autor și drepturile conexe, care înregistrarea la AGP este una facultativă. Nu este necesar să vii la AGP să înregistrezi, iar protecția apare din momentul în care ai finisat acea lucrare. Pui data, semnătura, nume, prenume, pentru a determina de când începe protecția acelei opere, acelui obiect de drept de autor sau drepturi conexe. Pe de altă parte, cealaltă ramură a proprietății intelectuale constă în proprietatea industrială. Și în proprietatea industrială se includ mai multe obiecte, cum ar fi marcă, invenții, soiuri de plante, indicații geografice, denumiri de origine, specialități tradiționale garantate și alte obiecte care
protecția acestora apare doar în momentul în care se înregistrează la AGP. Depui de cererea, se examinează și ulterior ai certificatul la mână pentru care poți să invoci drepturile tale asupra acelui obiect. Apropo, dacă e să facem referire la înregistrarea unui logo, de exemplu, în momentul în care ai acest certificat din partea AGP, te bucuri de protecția drepturilor tale, este racordată și la legislația europeană? Am putea, de exemplu, să ne asigurăm și că nu se încalcă dreptul respectiv peste hotare? Proprietatea industrială are o aplicare mai diferită decât drept de autor. Aplicarea constă în atât teritorială, cât și pe clase. Clasele sunt produse și servicii, iar teritorială îți alegi țara în care vrei să fie protejată acea marcă. Aha. Motiv pentru care, dacă se alege doar pentru Republica Moldova, nu poți să-ți invoci drepturile pentru alt teritoriu. Am înțeles. Doar pe teritoriul Republicii Moldova. Bine de știut. Legea funcționează pe orice teritoriu și se aplică. La principiu, cumva, a creierii unui act normativ, stau tot aceleași care le avem și noi. Da, cu siguranță. Iar pentru moment, suntem deja... am inițiat deja procesul de crearea unei noi legi cu privire la mărci, în care vrem să transpunem toate directivele europene, în așa fel încât să fim aproape de acquis-ul comunitar. Despre acest lucru o să discutăm într-o altă ediție, cu siguranță. Între timp, mulțumesc tare frumos că ai venit în această dimineață. Te mai așteptăm și cu alte informații, cu noi nume, cu invenții, cu brevete, pentru că avem cu ce ne lăuda. Cu drag mereu la voi. Iar pe dumneavoastră vă dăm să rămâneți alături de noi. Bună dimineața, continuă!